Valahia F1, hibrid de ardei gras de generație nouă, destinat culturilor timpurii. Hectar, esența recoltelor bogate. Pe adresa de e-mail a emisiunii Ce vor plantele au început lumea să se agite, cerându-ne anumite sfaturi legate de înființarea culturilor, de tăierea pomilor, de tratamentele care se aplică în această perioadă, în perioada de repaus vegetativ, despre creșterea și îngrijirea răsadurilor. Lucruri pe care noi le-am tot povestit de câteva săptămâni, dacă nu luni bune, în cadrul emisiunii Ce vor plantele, dar cum pe cei care ne scriu, nu-i doare când ne doare pe noi, ci doare când îi doare pe ei sau au nevoie de aceste răspunsuri când vor ei, nu când vrem sunt noi să îi le dăm. O să revenim cu aceste informații în emisiunea de miercuri, să lămurim lucrările care trebuie făcute acum și sunt imperios necesare, dar vrem să vorbim despre o mică parte din înființarea culturilor de legume, pornind de la semințe. Și pornim de la semințele de calitate, pentru că un succes pe viitor vă este asigurat cu un start bun. Dacă startul nu este bun și startul reprezintă semințele, degeaba vă mai luptați sau greu vă mai luptați cu ele să ajungeți la un finish pe locul întâi. Și noi vă propunem astăzi să vă reamintim despre oferta celor de la Agrosel, respectiv pe site-ul shop.agrosel.ro găsiți acea ofertă pusă la dispoziție de semințe ale hibridului moldoveanu, semințe de tomate. Hibridul moldoveanu îl vedeți și în imagine, astfel încât să vă faceți o idee despre el, iar oferta la acest moment și o puteți accesa doar pe parcursul lunii februarie, este legată de 5 pachete a câte 500 de semințe. La aceste 5 pachete primiți un pachet gratuit. Semințele acestea vă sunt necesare pentru a accesa programul Tomata și nu uitați că acest hibrid este destinat culturilor de tomate în spații protejate, în ciclu 1 de cultură și în ciclu 2 de cultură. Vine cu un bagaj genetic foarte bun, fiind rezistent la fuzarioză și verticilioză și vine evident și cu roade bogate, pentru că obținem 8 kg de tomate pe o plantă. Da, însă trebuie neapărat să spunem și altceva. La aceste plante cu un cod genetic foarte bogat, este nevoie să intervenim și cu o structură a solului foarte bine făcută. De asemenea, trebuie neapărat să avem și un îngrășământ adecvat, în așa fel încât să dăm și la plantare îngrășăminte, să dăm și stimulator de creștere, ca să se poate dezvolta sistemul radicular așa cum este în codul lui genetic, iar în perioada de vegetație neapărat făcut cel puțin 2 sau 3 tratamente la început, în așa fel încât în perioada tânără, când planta este crudă, să oferim de agenți patogeni și de insecte. După aceea merge singură, are rezistență în planta ca atare și nu mai e nevoie de foarte multe tratamente. Evident că fără o tehnologie, cum a spus și domnul Ghibu, fără o tehnologie de cultură adecvată, nu vom putea ajunge la rezultate. Trebuie respectate tehnologia de cultură la plantele care sunt genetic foarte superioare, că asta este creatorul. Deci producția mare vine și cu un consum mare de elemente nutritive și exact, de și nu numai, trebuie neapărat să fim și foarte, foarte atenți în evoluția plantelor acolo, în momentul în care apare o problemă mai delicată, să intervenim și să o stopăm. Pe adresa de e-mail, Sorin vă întreabă: vreau să înstrămânțeze un hectar de teren cu porumb în primăvară și pe acel teren are probleme cu mohorul sălbatic care crește cât porumbul. Da. Vă rog să-i recomandați un ierbicid, care este acesta și momentele de aplicare, înainte sau după? Deci toate ei le spun post-emergent ca să poată să vadă cum să usucă buruiana. În primul și în primul rând i-aș recomanda să cumpere pachetul radial plus compas plus un îngrășământ. Sunt livrate la pachet și se administrează
când buruienile sunt prezente, rezultate sunt perfecte. Sau dacă nu găsește, principal plus este un ierbicid care dă foarte bune rezultate. Sau un alt ierbicid, Arigo. Și acesta este pentru așa ceva. Sau mai sunt și alte produse, cum ar fi, de exemplu, Mistralul sau Terminatorul. Sunt produse, însă eu i-aș recomanda, am văzut lucrând, radialul, compasul și un îngrășământ. Și rezolvăm cu un glonț absolut tot. Și buren cu frunza lată și mohorul. Evident, odată cu, cu aplicarea ierbicidelor, trebuie să aplicăm și acei agenți antistres. Fără nicio discuție. Sau putem să aplicăm acei agenți antistres, pentru că vă spuneam... Sunt recomandate, pentru că în momentul când se aplică orice ierbicid la orice plantă, dacă nu se administrează un produs antistres, orice plantă întârzie 3-4 zile, poate chiar o săptămână, în funcție de ierbicidul pe care îl aplicăm. Putem să așadar să aplicăm acești agenți antistres, cum ar fi Albitu sau Delfanu Plus, în acea combinație de ierbicide, de soluție de ierbicidat, astfel încât să anihilăm. Sau îi mai pot spune încă o tehnologie, imediat după semănat să se dea cu dualul gold, iar la răsărire, dacă vede că apare mohorul, se poate administra principalul plus. Da. Să rezolva problema. Costel are o serie de probleme. Haideți să vedem pe câte le putem rezolva în ediția de astăzi. Are un păr plantat în 2018, care a avut în 2021 foc bacterian. A tăiat 50% din coroană. Vă întreabă dacă merită să îl mai păstreze. Nu merită. Nu. Deci scos și... Nu, scos, înlocuit. Înlocuit, dar absolut tot materialul vegetal trebuie ars. Să nu-l depoziteze undeva, pentru că el constituie o sursă de infecție. Are câțiva meri cu vârsta de 16 ani și ne spune că în anumite zone ale coroanei, vedem și în imagine, au apărut ramuri care nu s-au dezvoltat complet, frunzele au rămas chircite și au apărut, aici vedem frunzele care sunt în formă de lance și slab de dezvoltate. Ori este vorba despre o viroză sau poate că a dat cu ierbicid pe sol și din greșeală vaporii de ierbicid au ajuns, dacă a umblat acolo și a ierbicidat cu un ierbicid hormonal de tip sare dimetilamină sau dicopur, atunci ăsta este rezultatul. Dacă este o viroză, nu eliminați ramurile. Pomul administrat îngrășăminte foliare și stimulator de creștere va depăși cumva... Trebuie albit. Trebuie administrat 2 sau 3 tratamente în combinație cu Score sau cu Corus. Sau cu Sistein Forte. Exact. Are un prun izolat față de ceilalți pom și în partea superioară arată ca în fotografie. Vedem din nou frunzele acelea deformate, mai mult fructe decât frunze. Întotdeauna când frunzele se deformează, vorbim despre o viroză. Cu siguranță, acolo este un virus. Dacă, cred că și fructele, o parte din ele le văd, sunt deformate. Aici vedem să mai nu mult, fie plumb poxul acolo. Din moment ce frunzele se chircesc, își schimbă forma, eu aș merge pe un virus. Din nou, hrană la acel pom, hrana să nu-i lipsească și stimulatorul de creștere, astfel încât să-l forțați puțin sau să-l ajutați să depășească momentul acesta de criză. Are grijă când faceți tăierile să dezinfectați forfeca după tăiere, pentru că veți trece la alt pom și veți muta virusul și la alt pom. Mare grijă. Și la vița de vie are o problemă și ne întreabă dacă este vorba despre o carență în microelemente sau cu este... Cu siguranță, carență în microelemente. Nu. Bor, zinc, fier. Să nu se sperie să fie posibil că intuiește că este flavescența aurie. Nu, flavescența aurie trebuie să fie frunzele roșii. La soiurile destul roșii. Da. Încercați cu administrarea de îngrășăminte foliare să supliniți deficiențele sau lipsa de microelemente. Borul, să fie prezent borul în cantitate mare. Bor, zinc, fier.
și mențineți sănătatea viței de vie. Vedem la anul cum evoluează lucrurile. Domnul Ghibu, vă mulțumim pentru informațiile aduse și în această seară. Vă mulțumim și dumneavoastră că ne urmăriți. Vă dorim o seară minunată, plină de iubire și nu uitați că puteți iubi orice pe acest pământ. Toate cele bune!